Bătălia electorală pentru capitală intră în linie dreaptă. În fiecare din cele 6 sectoare și la primăria generală, candidații s-au înscris în această confruntare care se anunță de pe acum pe viață și pe moarte. Sociologul Marius Pieleanu a analizat, conform datelor din sondajele pe care le-a făcut în ultima perioadă, cine are cele mai mari șanse să câștige bătălia electorală în București. La sectorul 1, cel mai bine cotat în sondaje este Alexandru Nazare, deputat PNL, spun sondajele Avangard. La sectorul 2, șanse mari pare să aibă datorită notorietății sale Dumitru Pelican, candidat pe listele Partidului Ecologist Român, este de părere sociologul Marius Pieleanu. Și sondajul realizat de Sociopol îl dă câștigător tot pe Dumitru Pelican, care conduce în topul preferințelor alegătorilor cu 27%. El este urmat de candidatul PSD Mihai Toader cu 23% și de Dan Cristian Popescu de la PNL cu 19%. M-am înscris în această cursă pentru primăria sectorului 2 cu speranța că împreună cu locuitorii sectorului 2 vom produce schimbarea pe care o așteptăm cu toții. Oamenii mă cunosc, am și mandatul de senator în sectorul 2, le mulțumesc pentru votul de atunci și le cer votul acum. Sunt un om curat, nu am dosare penale, n-am grupuri de interese și grupuri economice în spatele meu. Dacă își vor dori o schimbare bună pentru sectorul lor, le cer votul și am să-i rog să-mi acorde și votul consilierilor pentru ca hotărârile să poată fi luate împreună. Sociologul Marius Pieleanu apreciază că la sectorul 3 cele mai mari șanse le are Robert Negoiță, iar la sectorul 4 Cristian Popescu Piedone. De asemenea, și fostul primar de la sectorul 5, Marian Vanghelie, pare să facă cea mai bună performanță dintre toți contracandidații săi, a comentat sociologul. În ceea ce privește sectorul 6, Marius Pieleanu este de părere că bătălia electorală va fi câștigată de independentul Ștefan Florescu. În primul rând, oamenilor din sectorul 6 le lipsește primarul. Primarul care de 26 de ani nu este prezent în comunitatea locală, primar care nu a lucrat până acum în interesul comunității locale, ci practic a lucrat în interes de partid. Ăsta este și atuul meu, pentru care voi merge independent. Voi fi un primar al oamenilor, nu un primar al partidelor. Voi fi un primar care voi munci strict în interesul cetățeanului, strict în interesul oamenilor, strict în interesul comunității locale. Sunt foarte multe lucruri de făcut în sectorul 6, de la mizerie, locuri de parcare, lipsa locurilor de joacă pentru copii, spațiile verzi sunt distruse. Nu avem, practic, un parc curat în sectorul ăsta. La confruntarea pentru primăria generală a capitalei, cele mai mari șanse le are Gabriela Firea, crede sociologul Marius Pieleanu. La Consiliul General al Municipiului București, rezultatele Sociopol arată că PSD plus UNPR ar lua 37%, PNL ar lua 24% și ALDE 12%, urmate de USB cu 10%, PMP-ul lui Traian Băsescu 5% și surpriza Partidul Ecologist Român cu 5%.